Am terminat cu vindeam lemn. Poliția nu făcea nimic, că ea, vai de mama lor, pe timpul ăla. Și vindeam lemne, când la unul, când la altul. Păi era la mine aici, în curte, mai ceva ca la domnul Dambu, locam la depozit. Tot, nimic. Ce-am dat cu ăla, cu aia rămas. Vindea și mai dădea și unchi pe partea de altă, când venea, mai dădea la unul și la altul, mai dădea mobilă după în casă, ce mai nimerea. După ce pleca el, că nu putea să le dea toate, după ce pleca el, eu lichidam stocul. După ce am dărâmat magazia, înainte de a dărâma magazia, trebuie să vând leagăn. Am avut un leagăn în curte, mare, înalt, știi, din țeavă, făcut. Păi pe ăla de ce le vând? A trebuit, dar nu putea să dărâm magazia de ăla, că s-a proptea în el. Și vecinul centru de butelii, îți dai seama ce facem aici? Din house! Exact cum a zis eu mai demult, că nu mai dărâm cu târnăcum, dărâm cu butelia. Ce? Niște biletele mari de lemn, cotețul l-am mutat acolo și l-am dus în partea aia. De ce? Da, am plecat cu el întreg, dar aici am ajuns jumate. În partea care l-am dus mai spre vecinul dincolo. Că a zis că să nu mai fie aici, să fie liber. Gata, domnule, că îl mutăm ce de lung. Și astea erau marginile, nu? Marginile magaziei, până socul, acolo. Exact cum a fost acasă. Acolo, așa. Deci asta, magazia asta, dacă ar fi fost în picioare acum și cu casa, ar fi avut peste 150 de ani. A. A fost făcută de tata lui mamaie. În 1930 a fost făcută. Și asta și casa. Deci în 30. A fost făcută de 30 până acum cât ar fi avut casa. În 30 până în 2008, când am rămas eu. Și pe asta și pe aia. Cât a avut. Și asta, cum ți-a venit ideea cu magazia? De ce? Nu-ți mai, de ce ai dărâmat-o? Am dărâmat-o când vindeam lemne. Poliția nu făcea nimic, că ea, vai de mama lor, pe timpul ăla. Și vindeam lemne, când la unul, când la altul. Păi era la mine aici, în curte, mai ceva ca la domnul Dambu, locam la depozit. Stătea mașini la coadă, dar lua lemne, lua buturuș, lua de-astea. Păi da, în magazin a avut niște dulapi lați de 20, și groși de 20 și lați de vreo 30, numai de salcâm. Numai de dulapi erau de aia făcuți, sculptați, de intra așa unul într așa era pereții făcuți la magazin, de intra unul într-altul. Era în afaceri de atunci, nu? Cu antreprenor. De atunci, mai cunoscut afacerist, de atunci. Așa. În partea asta aici mai era un gard făcut, mai aveam o grădiniță aici și un gard în partea asta altă. Mai era o grădiniță și în partea aia și în partea asta. Păi și te lăsau? Și aici era un prun. Se făcea niște prune de mari și spre drum acolo un corcoduș, mi-aduc aminte, care a plecat se vântul. Păi și te lăsau bunicii tăi să dărâm? Sau părinții? Da, murise. Nu mai trebuia. Nu mai era, a făcut ce am vrut eu, că eu am fost proprietar, eu am fost stăpân. Păi uite ce înfloritoare a făcut curtea acum, uite cum am înflorit. Păi cum era curtea și cum arată acum? Păi vedeai vreun salcâm pe bătătură pe aici? Nu, era decât pe șoavă. Păi uite acum înfloritoare. Mamă, dai seama, să-i fost poliția ăștia de acum, să-i fost atunci, nu mă lăsa să dărâm ăștia. A, și da, așa ai început, ai vândut lemnele? Tot, nimic. Ce-am dat cu ăla, cu aia rămas. Vindea și mai dădea și unchi pe partea de altă când venea, mai dădea la unul și la altul, mai dădea mobilă după în casă, ce mai nimerea. După ce pleca el, că nu putea să le dea toate, după ce pleca el, eu lichidam stocul. Era lichidare de stoc. Eu lichidam tot după ce pleca el. Când venea el să mai dea restul, nu mai, stai, știi că am făcut o livrare. Te-am scutit, te-am scăpat eu de ea, nu mai e nevoie. Acum, lasă că am dat eu. Am dat eu tot, nu mai e nevoie. Lucrați amândoi, nu în domeniu? Da, dacă venea el, o plecam de acasă, nu am liber. Și la magazia până acolo, în spate. Deci, dacă mergem pe curte pe aici, să vedem socul ăla cât a fost magazia în spate. Mm-hmm. Până acolo. A, deci ai vândut ceva din ea? Acum, și în partea asta aici era o aplecătoare, aici ținea tocitorile când culegea, le făcea vinul. Mm-hmm. Era ca un fel de polată, știi? Și aici era pivnița, unde era butoile și teascul. În partea aia mai aveam o cameră unde ținea cărbune și lemnele. În partea aia. Înțeles. Și deasupra sus avea pod. Pe postul era scândura bătută în galta sus, probabil că fi avut înainte bătrânii, ei la alții, cred. Ceva animale, că era fân, mai era paie pe pod pe acolo, știi? Și tu le-ai desfăcut frumos, fiecare de la, nu le-ai, ca să poți să le... frumos. Fără gălăgie, fără, cumpăram ulei, păi și eu câți bani am dat pe ulei, că puneam la cuie ca să nu trăznească, să nu se audă. Le scuteam delicat, am dărâmat în stil barbar delicat. În stil delicat am dărâmat. Uite așa, în stil delicat, am reușit, am faultat toate instituțiile statului. Cât ți-a luat și primăria, și cadastru, și... Cât ți-a luat să dărâmi asta? Asta o săptămână jumătate. Hai așa, să luăm. N-am mai stat să mai, la discuții, să mai
așa, pe ea, că nu știu ce, și venise un polițist care a fost înainte la noi, aici, așa, așa, cum așa, îmi zice, băi, te închizi, zic, pe ce bază? Nici n-ai voie să intri în curte fără mandat. Zic, păi, pariu cu mine că la al treilea balans, de râm magazie, că tăiasem pilonii de jos, știam. Băi, du-te, bă, ia să văd. Și am stat sus pe camerele astea aici, că nu le rămasem, pasă, le-am rămas ultime, și am zis, iată, odată, de două ori, scoate banii, că n-ai, a treia oră, hai, ru, trum, buf, ești un praf, gata, bomba de la Hiroshima. S-a hăisit, nu? Cum? S-a hăisit, a plecat toată la mare. După aia am început și am luat de acolo tabla, am luat scândurile, lemnele. Dar culmea, n-a venit un chemiu și cu tata când am dărâmat bagatrea cu ceva timp, vă dați seama, s-a dărâmit mai magazia, n-a fost cu una, cu două, știi? Că după ce am dărâmat magazia, înainte de a dărâma magazia, trebuie să vând leagănul, am avut un leagăn în curte, mare, înalt, știi, din țeavă. Făcut. Păi pe ăla de ce le vând? A trebuit, dar nu puteam să dărâm magazia de ăla, că s-au proptea în el. Și cu ei vândut un leagăn? Sau l-ai dat la fier vechi? La niște băieți, la fier. A, la fier. Într-o noapte, până la două, a venit cu mașina și l-a luat. L-a tăiat cu flexurile, dă-i băieți, că doarme toată lumea. Arde-l, dă-i și arde-l pe țăran. L-a tăiat și i-am făcut vânt direct în mașină. A băgat mașina cu spatele, camioneta direct în mașină a picat leagănul, cu totul. I-am făcut vânt direct jos în mașină. Gata, băieți, bagă într-a treia și du-te, să fii sănătos, mergi cu domnul. Mersi mult că m-ai scutit. Zice, cât te costă? Nu te costă, bă, nimica. Dă-mi și tu o sticlă de suc, că m-ai scăpat dracu de belea de aici. Uite, nu pot să dărâm bagajul. Și-am dărâmat tot. Una cu una, bucată cu bucată. Bucată cu bucată. Și uite așa, instituțiile stăteau, uite așa, cu mâinile în buzunar. Se uita la mine. Iau așa în culoare. Și eu mă uitam la ei. Mă întreba fostul vice, care a fost, zice, fă, unde este magazia? Uite, o dracu, culo jos, nu vezi că tot aia e. Dar este mai, e, nu mai e în picioare. În tot cantitatea aia. Dacă vrei, poți să vii să-ți dau cărămidă. A venit un polițist după la comunitate, de mi-am dat. Nu mai trăiește săracul. Și... după la funtunere. A luat 400 de cărămizi. Și după asta a urmat casa, nu? După asta, pe urmă? După aia ai pus ochii pe casă. Am zis, măi, dacă tot am făcut treaba asta, nu-i păcat să nu liberăm locul definitiv. Hai să începem și cu aia. Și aia am început din interior. Am început și din exterior, nu conta. Nu mai conta. Nu mai conta. Dar hai să vorbim și de dărâmat, am dărâmat. Dar ziceai că vrei să construiești ceva aici, nu? Bucătărie sau ce? Ce? Vreați pe treuși. Mamă, că sunt. Patru pui, nu? Patru pui de dinozaur. Ăsta nu știu ce a pățit la cap. Blondule, ia stai, tată, stai că te bate, tată. Ce-a fi pățit ăsta la cap, uite. Cine l-a fi bătut pe el noapte pe la 3? Lasă-l tot jos. Ia uite, cățelul. Cățelul, băieți. Te și mama ta de vagabond, ce frumos ești, te pupă tata pe tine. Dar îi dau lui mama sa ca să te pupe, în botic. Uite și eu, pisicăle. Hai, ia-l că e al tău, nu e al meu. Că uite ce grașe. Trăiește bine la mine. Nu? Și aici, Artur, ce ai de bucătărie? Am zis că o să încep cu bucătărie acum. Că nu poți să încep nici cu toate, să o faci toată, că n-ai cum. În primul rând, ca să fac casa aici, trebuie să scubut rugile de aici, uite. Asta nu erau aici. Asta au crescut ulterior. Ulterior au crescut aici. Că dacă n-a mai fost nimic, ele și-a văzut de treaba. Cum i-am văzut și eu, de-a mea. Și au crescut și alea, și alea. Am zis că vin așa, că vin până aici, cu perete, în casă, în coace. Aici, uite așa, cu perete, drept la casă, să vin cu el în coace. Să mă închid aici, în partea asta și în partea aia acolo, pun un geam. Dau drumul la ușa, că de-aia am pus antenatul. Dau drumul la ușa asta. De aici, o deschid pe asta, îi pun bala mare și de aici să intru în bucătărioara asta aici, să fac o bucătărie, să nu mai stăm cu butelia acolo, nu să s-ar întâmpla și s-a întâmplat la aia, la crevedia, ieri da. A fost prăpăt. Mama ne zboară și la noi butelia aia, mai e și vecinul centru de butelii, îți dai seama ce facem aici? Dino house! Exact cum a zis eu, mai demult, că nu mai dărâm cu târnăcu, mă dărâm cu butelia. Așa. Și pe urmă, de aici, din gardul ăsta de aici, din gardul, din peretele ăsta de aici, să vin în coace aici cu camera, uite așa, până acolo. Să vin cu camera aici, anul ăsta atâta, și pe urmă de la anul acolo să încep, acolo să fac, acolo să fac tot perimetrul, să fac una mare. Să mai vină, deci vine, în afară de ușa aia, să mai vină una aici, și să mai vină una acolo. Ieșire din asta de aia. Dar aici nu te-a ajutat că are un pic de fundație aici, așa? M-ar ajuta. Unde a fost magazia? Mă ajută că a fost magazia și e fundație jos. Păi da. E turnată mult. Da. Și aici ceva stabil așa, mai o reglez un pic. Aici. Da. Că aici zicea Ramona, zice, nu știu ce aici casa, zic,
Deci dacă pui o sticlă, o ia de acolo la vale și pleacă singură. Pentru că e mai jos aici și mai sus acolo, că așa a fost curte. N-am băgat umplutură destul. Da, e un pic așa, nu? E un pic lăsat în coace. Da. Să vezi că șterem să vede mai sus acolo și mai jos aici parcă. Dar ca să mai bag și o umplutură. Și de aici, de la nivelul ăsta, uite să bag umplutură încolo. Care e mai jos acolo. Dar pereții ăștia mai rezistă? Că văd că s-au mai crăpat sau mai alea, mai rezistă, nu? Nu, știa, n-ai treabă, stai aici. Rezistă, nu? N-ai treabă, pereții. Pereții sunt foarte bine. Sunt foarte bine expuși. Pereții rezistă, bele. Deci n-am probleme. Ce problemă putea să am dacă era să fie de rost în rău, să arunca ceva, dacă pereții nu. Da. Pereții rezistă foarte bine. Chiar foarte bine. Și asta este rezultatul de patul ăla care a fost. Asta o să facem la o magazioară, să le așezăm la lemne undeva, toate lemne la lemne.